Sunteți profesorul coordonator al lotului olimpic național de matematică și lucrați în fiecare an cu cei mai talentați tineri din România pe matematică. Cum v-ați descoperit dumneavoastră pasiunea pentru matematică? Care sunt primele amintiri? Am spus-o adesea. Întrebările cu conținut matematic, aritmetic, pe care ni le punea mie și fratelui meu, tatăl meu. La ce vârstă se întâmpla? Cred că era 4 ani, 3 ani, 4 ani. Da, știam, sigur, când am intrat în școală, știam ce e o problemă de matematică. A avut grijă tatăl dumneavoastră, da, inginer? Tatăl meu inginer, culmea, mama era profesor de matematică, dar întrebările le punea tata. Dar nu v-au enervat, dimpotrivă? Nu mi-aduc aminte, dimpotrivă, îmi plăcea. Nu știu, fratelui meu, cred că nu îi plăcea la început, dar până a intrat și el în jocul ăsta, când a văzut că uneori poate să răspundă chiar mai repede decât mine. Ne puteți da un exemplu, mă gândesc, ca exemplu și pentru părinții care deci, ne urmăresc? Deci întrebările erau de tipul ăsta. Mergeam cu mașina de la Sibiu la Brașov, să zicem. Da, pe vremea aceea nici nu era asfaltat drumul și mașina era vai de capul ei. Făceam vreo 6 ore, un drum care acum se face sub 2 ore. Și ne întreba, uite, mergem cu 60 la oră sau 40 de kilometri la oră, la 4 ani, 5 ani. În cât timp ajungem? Dacă mărim de la jumatea distanței, dublăm viteza. Mi-aduc și acum aminte, era povestea cum, adică să mergem cu 120 la oră, așa ceva nu se poate. Dar constatase dumnealui că aveți o înclinație spre aceasta, spre numere, spre matematică, sau asta erau primele teste? Nu știu, cred că și lui îi plăcea chestia asta. Nu știu dacă neapărat. Nu, tata sigur n-a vrut să mă facă matematician. Dar ce vroia? Inginer. Și cum ați reușit? Păi n-am mai avut încotro, adică la un moment dat i-am spus, tata, eu mă duc la matematică, zic, ce, asta e meserie? Spuneați undeva că astăzi... Mentalitatea nu tânărului crescut între cele două războaie, da, care principalul lucru care trebuia făcut era matematica și fizica ca să facă inginer constructor. Ca să facă ceva. Să facă ceva, da, ceva util, inginer constructor. Și tata a ales construcțiile pentru că era schior și inginerii constructori iarna nu lucrau. Dar profesor de matematică... Mama n-a vrut matematică. Mama a vrut să facă sau arhitectură sau conservator. Dar de tatăl ei, care era în vârstă, a vrut să facă descoperit că la matematică se ajunge profesor în 3 ani de zile și a trimis-o la matematică. Am înțeles. Și a fost o profesoară bună și a plăcut matematică. Spuneați undeva că astăzi mulți copii nu mai știu să învețe. Cum învățați dumneavoastră în școală? Bine, eu, pe mine nu m-a învățat nimeni să învăț. Deci asta am observat, probabil că am avut un dat. Fratele meu, în schimb, a avut probleme la început. Venea bunicul și îl verifica și îl punea și îl asculta. Eu am avut dorința să-l învăța singur. După stilul vechi, fiecare materie, până când știam. Făceam problemele la matematică, le scriam frumos, învățam la istorie, îmi repetam lecția, o spuneam, făceam fișe, de foarte mic, am făcut chestia asta serios. Acum nu mai merge lucrul ăsta. Eu am crescut în epoca în care nu exista nici televizor. Ori copiii din ziua de astăzi, de la 2-3 ani de zile, au primele informații. Uitați-vă că sunt canale de televiziune pentru bebeluși. E clar că se transmite ceva și se fac niște conexiuni care mai târziu copiii nu mai pot să învețe în stilul clasic, să zicem, conservator. Dar acum cum merge? Cum învață ei, elevii pe care îi aveți? Vorbiți de olimpici? Olimpici, dar sunt și... Sunt diferiți. Olimpicii sunt diferiți pentru că sunt obișnuiți să facă efort. Deci sunt obișnuiți să stea pe scaun cu orele și să lucreze. Mare parte dintre ei. Aceeași conștiinciozitate pe care ați avut-o și dumneavoastră. Aceeași conștiinciozitate, din păcate, doar pentru matematică, că la restul nu se ocupă. Dar uneori își revin, fiind foarte isteți și fiind antrenat să muncească, o fac. De exemplu, doi dintre copiii noștri de anul ăsta, care au dat bacalaureatul înainte, acum o lună, două de zile, aveau mari probleme ca să poată să ia o notă civilizată la bacalaureat, la română și la fizică, de exemplu. Da? Ei au reușit să ia peste 9,50 pentru că au învățat extrem de repede și extrem de serios. Deci antrenamentul ăsta la matematică învățatul intensiv i-a ajutat și pe celelalte. Păi nu, asta este avantajul în general al matematicii, chiar dacă faci după aceea altceva. Pentru că efortul ăla pe care îl faci de-a lungul unor ani ca să înveți niște raționamente care nu sunt ușoare, te fac apoi în viață să poți învăța repede, mai repede decât alții altceva. Ați avut momente de căderi, de blocaj în evoluția dumneavoastră? Multe. Ce înseamnă? Păi primul mare eveniment de blocaj a fost în clasa noua, la primul extemporal de matematică, în care n-am putut să fac nimica. Chiar la matematică. Aia a fost prima mea notă la matematică, în clasa noua, după ce fusese mele bun în gimnaziu. Și cât ați luat? 4. Dar mi-a ieșit media 10. Deci ați avut timp până la finalul anului să corigeți. Și am mai avut un blocaj când am terminat clasa 12-a,
Deci după cele, erau foarte multe testări atunci ca să fac echipa, cred că au fost vreo 12, eram la distanță pe primul loc în echipă și la Olimpiadă în prima zi m-am blocat complet, n-am făcut nimica. Noroc, a doua zi mi-am revenit și am reușit să iau ceea ce se numește medalia de bronz. Dar cum se petrece blocajul ăsta? Ce, nu pricepeți problema sau nu vă vine nicio soluție? Nu, cred că undeva în subconștient există drăgușorul ăsta că astăzi nu o să-ți meargă bine. Deci și ăla lucrează, știți cum e, cu piticul sau drăgușorul care vine și îți spune... Ați învățat în timp cum să depășiți un astfel de blocaj? Da. Cum? Am învățat. Prin autosugestie, prin... Da. Sunt multe lucruri care te duc la blocaj, nu? Mai sunt acele, nu, care se întâmplă când muncești sau ai o perioadă foarte stresantă, intervin momentele de panică, acea panică pe care trebuie să o controlezi și să știi când apare, să o iei dinainte, e ca la o boală care, nu, hai zicem un herpes, dacă pui repede alifie, nu mai iese herpesul. Ați întâlnit blocaje și la elevii din lot? Da, adesea. Adesea. Și poveste și ei. Nu? Acum avem pe una dintre fetițe care a avut o evoluție excepțională. De la Olimpiada finală până acum, practic a făcut toate problemele la testări. Deși la Olimpiada finală a ratat. Și a revenit. Atunci a avut un blocaj. Anul trecut la fel. Înainte de primul, testul final, era în echipă. La testul final n-a făcut nimica. Ne spuneați într-un interviu că punctul nostru slab al lotului român este tăria psihică. Despre asta este vorba? Da, are legătură cu aceste... Și cu antrenamentul pentru așa ceva, pe care noi în ultimii ani nu l-am mai prea făcut. Din punct de vedere psihic. Până acum, până în 2009, cred că l-am făcut 2010. Acum există acum un psiholog anul al lotului? L-am făcut, da. Și cât au ei pregătirea aceasta? Păi au făcut o primă etapă de pregătire individuală, cred că fiecare cam 2-3 ore. Acum mai urmează zilele astea una și mai facem una în grup. Ca un sfat pentru elevii care nu participă la olimpiadele de matematică sau la olimpiade pe alte discipline, dar care au aceste blocaje la teze sau la lucrări importante, cum i-ați putea învăța să-și iasă dintr-o astfel de punct negru? În primul rând să cunoască foarte bine. Deci prin exercițiu să știe ce trebuie să facă în fiecare moment, pentru că sunt diverse moduri de... Da? Unii intră în panică datorită faptului că se gândesc la altă persoană care îi urmărește sau care ar fi dezamăgită de ei. Deci aceia ar trebui să uite că mai există altcineva în afară de ei acolo. Alții sunt persoane care fac pentru ei lucrul ăsta. Și atunci intră în panică că, vai de mine, mi s-a mai întâmplat odată, dacă pățești acum așa. Deci trebuie să... Părerea mea este că în astfel de situații e bine să nu se concentreze foarte tare pe un anumit subiect care le-ar crea panica, să treacă la altceva, să gândească 5 minute la... Deci ești într-un examen, nu-ți merge, te uiți puțin pe geam, te gândești, să zicem, la o chestiune frumoasă, că ești la mare, că ești la schi și vreme frumoasă, și complet altceva, ți ieși din blocaj. Ce se întâmplă cu Olimpicii Internaționali în matematică mai departe? Dacă ar fi să facem un top 3 al joburilor la care ei se duc cu precădere, care ar fi? Păi, matematician, deci cercetător, profesor universitar, evident, 60%, după aceea se duc spre ceea ce numim acum matematică aplicată. Aici sunt multe. Poate să însemne economie, finanțe. Deci ăsta e al doilea, cam 30% IT? Deja. IT mai puțin, zicem următorii 10%. Povestiți-ne despre cele două ediții ale Olimpiadelor Internaționale la care ați participat dumneavoastră. În primul rând, amintirile de copil. Păi, când am fost în Ungaria, cred că era a doua oară când ieșeam în Ungaria, a fost în excursie în 68-67 cu părinții. Dați seama că a fost o minunăție să mergi cu trenul aproape 3/4 de zi, să ajungi la Budapesta, după aceea ne-au dus undeva pe malul lacului Balaton, la Badacioni, unde am stat într-un liceu în condiții foarte bune. Cred că țin, culmea este că am amintiri așa foarte, foarte amănunțite despre chestia. Mi-aduc aminte exact cum a fost concursul, ce am știut să fac, cum a fost o discuție întreagă. În principiu trebuia să iau medalia de aur atunci, dar a fost o discuție în care nu mi-au recunoscut o formulă scrisă pe ciornă. Aha. Care ar fi rezolvat problema și mi-ar fi dat 2 puncte în plus cu care aș fi la medalia de aur. Eram o mare surpriză atunci, eram abia venit. Dumneavoastră astăzi, dacă v-ați fi corectat lucrarea dumneavoastră, acum, v-ați fi dat punctele pe acele... Acum s-ar fi dat. Atunci era o discuție dacă ceea ce e scris pe ciornă, deși ciorna intra în dosar. Nu scria că e pagina cu tarea unei probleme, ci apărea pur și simplu formula care rezolva problema. Da, mi-aduc aminte după aceea premiera la Budapesta, unde
mi-a dat diplomele ministru adjunct al educației din Ungaria, din Republica Populară Ungară, în sediul Politehnicii, care e o clădire impunătoare în Budapesta. Acolo au învățat foarte mulți români. Din Ardeal au ajuns ingineri. Mi-aduc aminte și povești hazli în care, în seara respectivă, după ce ne-au dus la o masă festivă, trebuia să ne întoarcem cu tramvaiul la Cămin și unul dintre noi a rămas pe ușa tramvaiului cu ușa deschisă. Și bineînțeles că miliția a oprit tramvaiul. Și ne-a luat la întrebări, noi n-aveam pașapoarte. Singurul lucru pe care au reușit să le explicăm e că avem un pașaport colectiv care nu e la noi. Adică în limba engleză, dar polițiștii, milițienii la vremea aceea, era clar că nu înțelegeau nimic. Până la urmă ne-au lăsat în pace. În Cehoslovacia, Olimpiada a fost în partea slovacă a Cehoslovaciei, Slovacia de astăzi. Deci la Bratislava ne-am dus și după aceea ne-au dus la Žilina. E un oraș în centrul Slovaciei de astăzi, undeva aproape de munți. Și acolo a fost Olimpiada. Țin minte că cu zi înainte ne-au dus într-o excursie destul de lungă și obositoare și am rămas cu toții foarte impresionați. Poate că asta m-a marcat foarte mult, că în prima zi n-am făcut nimica. Autocarul în care erau RDG-ul și Rusia s-a răsturnat. Au pățit ceva? N-au pățit nimic, decât s-au juit câțiva dintre ei, dar am văzut autocarul cu roțile în sus și copiii ieșind pe geam. Ei au mai putut să participe? Da, au participat, dar culmea că RDG-ul, care era echipă foarte bună, n-au făcut nimic atunci. Deci accidentul a dat peste cap. Accidentul a dat peste cap, mult din Olimpiada. Și a fost o Olimpiadă foarte grea. Cred că a fost prima Olimpiadă în care problemele au fost apropiate cu cele care sunt în ziua de astăzi. Deci cu un nivel de dificultate mai ridicat? Cu un nivel de dificultate, hai să zicem, nu mai ridicat, dar altceva. Deci altceva decât am și povestit, și Bogdan Enescu a spus la un moment dat, care e diferența. Deci atunci problemele erau ceva mai grele decât cele de la școală, dar tot aveau același aspect cu probleme care sunt în culegerile de probleme. Acolo erau întrebări de matematică, de fapt, foarte apropiate cu ceea ce înseamnă ceva nou. Deci a fost un moment de cotitură, de schimbare a psihologiei, a filozofiei? Cred că atunci a fost, da, pentru că după aceea, sigur, au mai fost momente în care au mai apărut probleme din astea, să zicem, cu grad de școlarizare, nu știu cum să-i spun. Dar în timp s-a schimbat și, pe urmă, când au fost olimpiadele 78-79, după aceea s-au schimbat complet. Alexandru Zaharescu, astăzi profesor de matematică la University of Illinois, ne-a povestit într-un interviu despre mici sabotaje între țări, despre sărățele oferite olimpicilor fără apă, da, după aceea sigur și așa. Că, da. Dumneavoastră, vi s-a întâmplat? Cunoașteți astfel de povești? Da, sunt povești care pot fi interpretate așa, dar știu una care fi interpretată și știu bine pentru că a fost implicat că nu a fost așa. Când a fost Olimpiada ultima oară în România, 99, eu tocmai revenisem în circul ăsta al Olimpiadelor, pentru că multă vreme n-am, fiind la institut sau incres, nu ne dădeau voie să... În fine, tot în familia prezidențială era o dispută între... Și atunci nu prea aveam voie să interacționăm cu organismele ministerului, de exemplu. Și asta, cercetătorii de la INCREST n-aveau voie să meargă la Olimpiadă. Asta în ce an? Până prin 83 și 89. 83 și 89. Și atunci am rămas departe, oarecum. Dar în 89, fiind nevoie de cineva care să aibă experiență, să știe cum funcționează lucrurile, am fost așa, secretarul Comitetului de Organizare. Deci, un fel de fac totul care face totul acolo. Și așa am început să învăț și să revin. Și unul dintre primele discuții care au apărut în juriu a fost faptul că reprezentantul Ungariei s-a arătat indignat că echipa Ungariei nu are un translator de limba maghiară pentru că a văzut în ziarul maghiar că scrie așa ceva, ceea ce era cu totul fals. Era o fetiță care urma liceul maghiar, sigur că avea nume românesc, pentru că tatăl era român și mama era unguraică și copiii erau foarte... I-am spus chestia asta și a fost oarecare tensiune permanentă, așa, cu neînțelegerea asta, cum se întâmplă de obicei când e vorba de rămășițe de sentimente naționale sau naționaliste. Și de multă vreme începuse ideea asta cu copiatul subiectelor la Xerox. Dar vă dați seama, la 500 de copii fiecare scrie cam 12 pagini pe subiecte. Să stai în Politehnică cu 3 mașini de Xerox, dar care pe vremea aia nu erau așa performante ca acum să le pui și le scoate automat. Stăteau profesorii universitari și făceau asta. Octavian Stănășilă stătea acolo și la 3 dimineața am venit cu mașina să iau pachetele de copii, de materiale copiate pe care să le dau liderilor celorlalte, nu,
celor care coordonau și originalul echipei, echipei respective. Și când am ajuns la, la hotel unde erau toți, am descoperit că subiectele maghiarilor nu existau. Erau originale, dar nu erau copile. Da. Atunci am zis așa, domne, ce facem? Pentru că ea vor veni la coordonare și vor descoperi că juriul nostru, coordonatorii noștri, nu știu, nu știu subiectele ce au făcut ăștia. Atunci un fost olimpic internațional. Cine? Echi Eckstein, care e vorbitor de limbă nativ de limbă maghiară. Deci Gheorghe Eckstein, da, cu care am, da, și avut interviu. A zis, lasă-mă pe mine. Eu sunt la masa lor și mă descurc cu toate. Și o să îi fac să creadă că eu am citit tot. Și nici astăzi nu știu ei lucrul ăsta. A fost o întâmplare. Nu, nimeni n-a făcut vreun sabotaj. Și pur și simplu nebunia aia, probabil au rămas pe undeva lucrările la nebunia aia de foi de... Deci sunt mici probleme organizatorice, care... chichițe, care, da, pot fi transformate. Pot fi transformate într-un scandal.